conservatul cărnii în special și a cârnațului se face în felul următor. Se taie la lungimea câtă vrei sau mai nou acum, eu vă spun că așa am făcut. Într-o cratiță mare se așează cârnații, da? Și se cât îi cuprinde apă și untură, că nu poți să-i prăjești, numai să-i conservezi numai în untură pentru că crapă. Motiv pentru care se pune jumate apă când conservezi. După care îl prăjești, să spunem așa, cât vrei. Se așează în borcan, se așează în borcan și după care se pune până îl cuprinde unii de acum nou, fiecare cum dorește. Dar se pune ulei amestecat în două cu untură. Deci nu prea se pune numai ulei sau numai untură, pentru că untura se întărește. Da? Și atunci când iei din borcan, nu se mai așează untura bine și rămâne deasupra, poate să prindă un pic de mucegai. Mai bine pui ulei și untură, pui ulei și untură și atâta cât nu se coagulează, nu se întărește untura respectivă și de acolo se servește, doar e făcut, doar trebuie încălzit. Acum nu. Sunt momente sau depinde cum tăiem porcul și așa, putem să lăsăm și așa uscat și nu se strică. Nu se strică dacă este uscat suficient.